Ion Ciocea, primarul comunei Bustuchin, susține că are foarte multe proiecte depuse pe PNRR. Unul dintre acestea, care între timp a fost și semnat, presupune reabilitarea unui fost bloc minier. Noua destinație acestei clădiri va fi un centru pentru bătrâni. Căminul va avea o capacitate de aproximativ 60 de locuri. Avem foarte multe proiecte puse pe PNRR, de care unul l-am semnat, lucrăm la proiectare, chiar înainte discutam cu arhitectul care se ocupă, domnul Ionescu, unul din arhitecții buni ai Gorjului, sau cei mai buni, să zicem că eu așa l-am considerat, și am semnat contractul. E vorba de sediu social de la un bloc, un P plus 1 care a aparținut și a fost ca sediu social la MR Roșia Bustuchin, care era, pe care am reușit la timpul era prin compas înainte și am făcut, l-am preluat prin hotărâre de guvern. Este o clădire foarte mare, e și uzată, dar vreau ca să creez un centru, un cămin de bătrâni, atât de zi cât și de noapte, la vreo 50-60 de locuri. Deși este conștient că fondurile din PNRR nu vor fi suficiente pentru realizarea integrală a acestui proiect, primarul nu se dă bătut și caută soluții pentru a-l finaliza. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Ciocea a reușit să obțină 12 milioane de lei. Bineînțeles că banii care i-am luat nu sunt suficienți, pentru că PNRR-ul este un program pe care totul l-am înțeles ca prin, așa cum a fost ghidul, să-ți plătească, de exemplu, uși fereste exterior și interior, nu? Nu este eligibil acoperișul, care, până la urmă, asta este piesa cea mai importantă a unei clădiri, dar, mă rog, am profitat de el așa cum e, pentru a obține, am obținut 12 miliarde, iar diferența, sigur, o să mai fie 13, cred că, ca parte ineligibilă, dar pentru că este o clădire solidă și e pusă undeva la marginea comunității, unde bătrânii trebuie să aibă liniște, până la urmă este un loc care este chiar foarte bun pentru acest cămin. Vreau să-l finalizez și, bineînțeles, că această modernizare care a făcut-o prin pilonul 10, prin terminarea lucrărilor, așa cum am spus, atât eligibile și neeligibile, să-i dau nuanța de cămin, adică să corespundă până la urmă realității, ca eu să pot să obțin autorizații de funcționare și rămâne după aceea dotarea, care sunt fonduri, apar fonduri pe social. Edilul declară că un astfel de cămin era chiar necesar în localitatea Bustuchin, întrucât tot mai mulți tineri părăsesc locul natal sau chiar țara în vederea găsirii unui loc de muncă, sunt tot mai mulți bătrâni care rămân singuri și au nevoie de ajutor. Am văzut atât la mine, în comuna Bustuchin, cât și toate comunitățile, copiii, bineînțeles, și în general tinerii, neavând un loc de muncă, nepunând de putând să recreeze locul de muncă, pleacă afară, bătrânii rămân singuri. Și la un moment dat, știți cum este, avem un serviciu social, dar nu avem și nu avem tot ce ne trebuie. Alții sunt căzuți la pat, unii reușesc să primească o persoană care se ocupe de ei prin, știți bine, l-obțin ca un însoțitor, alții și refuză să-i transport, să-i duci la comisie. Și am zis, să facem să fac un cămin de bătrâni, pentru că, până la urmă, asta e problema unei comunități acum care a rămas, eu zic, mai jos. Problemele sociale sunt cele mai multe și întotdeauna sunt cele de suflet.